Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Radu Constantinescu, iar astăzi citim Regatul de Gheață 2. Într-o seară, regele le spuse fiicelor sale, Elsa și Anna, despre un trib pe nume Nordhuldra, care duse o luptă aprigă împotriva celor din Arendel. Ambele tabere sfârșiseră prin a fi ținute prizoniere într-o pădure fermecată. După ce ascultară uimite povestea, regina le spuse celor două fetițe despre un râu magic, despre care se credea că deține toate răspunsurile din trecut. Elsa se gândi dacă nu cumva râul acela fermecat deținea și secretul puterilor sale magice. Trecuseră mulți ani de atunci și chiar dacă părinții lor plecaseră într-o călătorie lungă, Anna și Elsa își formaseră o nouă familie, alături de prietenii lor, Kristoff, Sven și Olaf. Într-o seară, în timp ce se jucau cu toții, Elsa păru distrasă. Anna își făcu griji pentru sora ei, așa că vrut să afle ce avea regina pe suflet. Elsa își asigură sora că nu are nimic, deși în secret avea o neliniște. Cineva sau ceva o chema spre necunoscut. Mai târziu în noapte, Elsa se trezi auzind din nou vocea misterioasă. Regina ieși din palat și merse de-a lungul fiordului. Își folosi magia, împrăștiind cristale mari de gheață împrejur. Deodată, o rază orbitoare străpunse cerul dinspre nord. Vântul încetă să mai bată, focul se evaporă, iar apa din cascade și din fântâni secă. Locuitorii din Arendel fusese răduși la un loc sigur. Apoi bunicul Pebi și ceilalți troli ajunseseră în regat. Elsa înțelesese imediat de la trolul cel înțelept că trebuia să meargă spre nordul îndepărtat și să urmeze glasul. Aceasta îi propusese Anei să o însoțească pe sora ei. N-o să permis să pățească ceva, îi promisese Ana. Olaf, Kristoff și Sven le însoțire pe cele două surori în călătoria spre nord. Odată ajunși în pădurea fermecată, un vâl de ceață deasă coborâ în urma lor. Deodată un vânt năpraznic, iscat din senin, îi luă pe sus pe cei cinci prieteni. Era spiritul vântului. Elsa își eliberă puterile magice, formând sculpturi de gheață minunate. Fiecare sculptură părea să spună o poveste din trecut. Deodată câțiva oameni înarmați îi înconjurară. Regina și prietenii ei erau prizonieri. Speriată, regina trimisese săgeți de foc, aruncându-i pe toți la pământ. Asta a fost magie, ai văzut? O întrebă locotenentul Matias pe căpetenia Nordhuldrenilor. O rază arzătoare apăru ca din senin, iar pădurea fu cuprinsă de flăcări mistuitoare. Elsa porni în urmărirea mingii de foc și descoperi că, de fapt, aceasta era o gingașă salamandră. Atingerea rece a tinerei o ajută pe micuța vietate să se domolească. Vocea se auzi din nou, iar Elsa înțelesese că trebuia să-și continue drumul și mai departe spre nord. Mai târziu, toate taberele se strânseseră în luminișul din pădure. O tânără nordhuldreană îi explică Elsei că simbolurile de pe șalul ei reprezentau cele patru spirite: aerul, focul, apa și pământul. Apoi fata îi arătă un al cincelea simbol, numit podul, despre care se spune că este o legătură dintre om și natură. Ca să descopere ce înseamnă asta, Elsa știa că trebuie să pornească pe urmele glasului misterios. Cu inima îndoită, fiindcă nu-i dă dură de urmă lui Kristoff, Anna, Elsa și Olaf o porniră la drum. Cei trei prieteni ajunseseră curând pe un deal. Priveliștea îi lăsă cu gura căscată. Corabia părăsită a părinților Elsei și Anei se afla chiar sub ochii lor. Cercetând curioase, cele două surori înțeleseseră că părinții lor călătoreau spre magicul Ahtrohalam, când un val nemilos le scufundase corabia. Elsa își dădu seama că pentru Anna și Olaf aventura avea să fie periculoasă, așa că, dorind să-i protejeze, le creă o barcă de gheață și o lansă pe râu. Apoi își continuă singură aventura spre nord și a ajuns în cele din urmă la malul tumultoasei mării întunecate. Din adâncurile mării, un fulger îl lumină pe Nok, spiritul apei, care părea amenințător. Elsa își folosi magia și construi un căpăstru de gheață, apoi o porni în galop călare pe Nok spre celălalt țărm al mării întunecate. Râul secret, râul magic,
era un ghețar uriaș. Copleșită de emoție, regina păși în peștera de gheață. Deodată, imagini din trecut se-i viră pe pereți, de jur împrejur. Femeia care o privea acum, cea care o chema la ea, era de fapt mama ei. Iduna. Puterile fetei creșteau pe măsură ce secretele tăinuite din trecut ieșeau la iveală. Elsa se transformă în regina zăpezii. Când află într-un final adevărul cutremurător, gheața o înconjură de pretutindeni. Cu o ultimă suflare, Elsa îi trimise Anei un mesaj. În peșteră, aflați pe celălalt țărm al Mării Întunecate, Ana și Olaf primiră semnul de la Elsa. Gheața care o împresurase pe Elsa se sparse. Regina încălecă pe Noc și o porni în galop spre Arandel. Apele învolburate erau tot mai aproape să le măture regatul mult iubit. Fără să ezite, Elsa creă un zid uriaș de gheață care împiedică trecerea valului necruțător. Arandel fusese salvat. Spre marea bucurie a tuturor, ceața se risipi din pădurea fermecată. Vraja fusese destrămată și toată lumea în sfârșit eliberată. Ura dintre cele două tabere se pierdu odată cu negura, iar oamenii începură să se bucure împreună de libertate. Ana și Elsa înțeleseseră că ele erau de fapt al cincelea spirit, puntea de legătură dintre oameni și natura fermecată. Elsa devenise regina zăpezii, iar Ana regina ținutului Arandel. Și amândouă erau foarte fericite că împreună puteau menține pacea și echilibrul în lume. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.